Pentru noi a fost o colaborare foarte interesantă, ca să zic așa, n-a fost doar un caz oarecare. Și ce să zic, îl așteptăm mereu aici. Este un succes și din punct de vedere medical, pentru că, mă rog, au fost niște complicații medicale și medicii noștri au reușit să facă niște performanțe chiar, adică nu se mai aștepta nimeni să fie bine și iată că este. E un exemplu pentru noi toți că în situația lui a reușit tot ce a făcut până acum. Atuul principal este că el crede despre el că e un om normal, ceea ce și e, dar a fost tratat mult timp ca nefiind un om normal. E un exemplu de un destin încercat. E o persoană foarte ambițioasă, determinată. E o persoană curată din toate punctele de vedere. E foarte atent la el și la cei din jur.